Deocamdată încă dispune de conducerea acestei primării a sectorului 1. Noastră, când ați urmărit imaginea asta, ce impresie v-a făcut? Adică v-ați gândit, domnule, ce naiba se întâmplă acolo? V-ați gândit așa? Păi m-am gândit ce se întâmplă, dar nu cunosc, vă dați seama, activitățile poliției locale la sectorul 1. Dar în ceea ce privește numărul de matriculare, știți că eu, spre exemplu, orice om normal care vrea să-și pună un număr de matriculare cu acronimele acestea, SRI, STIE, nu are dreptul. Acestea sunt rezervate doar pentru instituții. Eu sper acum să nu fie atât de slab și să fi dat la filaj o mașină care să aibă STIE, plus că știm că STIE nu are dreptul de a acționa pe teritoriul României. N-are dreptul, dar dacă există voință, există și putință. Dar să luăm în altă ordine de idei, că mi-a plăcut formularea. Poate s-au dus la filat cu număr SIE. Mă filează o mașină. De unde o fi? Păi nu știu, are la număr SIE, e clar. Deci, nu știu, mi se pare așa. Să te uiți la filat în uniformă. Păi cine s-ar fi așteptat? Exact ca un host care se ascunde lângă secția de poliție. Te ascunzi în, la vedere. Da. Asta e. Ce să mai facem? Apropo de doamna Clotil, Doarman sau așa. Domne, lăsați-o naibii de poliție locală, că aia nicăieri nu-i bine cu poliția locală. N-am auzit vorbe de laudă la adresa vreunei poliții locale, fie că aparține sectorului 1, oricărui alt sector sau primărie generale sau alte localități din țară. Nu știu cum o fi în câmpul în Mușel, acolo înțeleg că totul e perfect. Dar nu știu, am auzit că sunt probleme. Revenim la sectorul 1. De ce deschideți, doamnă, lista cu Clotilde Arman la Senat? Adică, sincer... Clotilde Arman e un primar care, apropo de ce spuneați mai devreme, a reușit să facă lucruri bune pentru comunitate în ciuda bețelor puse în roata acestei primării de către consilierii generali la PSD și de la PNL. Și ea a obținut susținerea colegilor noștri pentru un mandat de senatoare, dar v-aș povesti despre câteva lucruri pe care le-am făcut pentru educație, că tot a început anul școlar și știu că erau aici niște dileme. Să știți că, spre exemplu, anul ăsta... copiii din sectorul 1 vor avea cele mai mari burse din România. Deci cei care au media peste 9,50. Aici confirm că fica mea e bursă, da. Asta a fost un moment publicitar. Doamna Stoica a încercat să o laude pe Clotir, dar mă, tu îți laudai copiii, s-au intersectat momentele de promovare. Dar pe de altă parte, știți ce vreau să vă întreb? Doamna Stoica, sigur, asta e o măsură extraordinară, dar pe de altă parte, dacă ar fi fost atât de mine, vă dați seama că n-avea nicio problemă doamna Clotir Armand să câștige în fața domnului Tuță, care nu exista până la aceste, adică totuși e o persoană care și-a creat un nume acum la aceste alegeri, până acum nu exista. Nu știau decât oamenii de... Adică, vă dați seama cam ce nivel... Colegii din Parlament, dar realitatea este și că, nu numai. Din păcate, nu vom ști rezultatele acestui scrutin, pentru că nu s-a dorit renumărarea. Eu sper însă ca la următoarele alegeri să nu mai existe fraudă la acest nivel sistematic și dacă se cere renumărarea în vreo secție, să se dea dreptul, pentru că este un drept care e prevăzut de legea electorală, să se renumere buletinele de vot din secțiunea. Nu putem decât spera. Nu putem decât spera, Doamne ajută. Domnul Felix Cosma, nu vă mai ținem pe primăria sectorului 1 acum că na, s-a vorbit. Lăsați-mă să spun și eu tot. Vreți? Eu credeam că o să zici numai, o să ziceți că nu, să nu vă implic în prostii de-astea. Cum a candidat colegul dânsului domnul Tudorache la PSD independent. Eu credeam că nu vreți, dar chiar vă rog, domnul Cosma. Îmi place faptul că doamna Stoica are priză la subiecte de genul acesta. Regretabil doar că a spus pe locul unu o persoană care are probleme penale. În rest, totul e perfect. Nu are nicio problemă penală. Știți foarte bine că am inițiat legea fără penale în funcții publice care este în vigoare și nimeni nu poate candida. Dacă ar fi avut, nu ar fi putut să candideze. Dacă eu 30 de secunde pot să vorbesc... Vă rog, nu 30, un minut întreg aveți. Vă rog. Eu vă mulțumesc.